Suntem în cel mai teribil loc de pe pământ. E un loc uitat de soartă. Unul dintre cele mai poluate. Cel puțin asta s-ar fi spus despre Copșa Mică acum 20 de ani. O să vă prezint un oraș schimbat. O viziune nouă asupra celui care se numea odată cel mai poluat oraș din Europa. Orașul Copșa Mică este situat în partea de nord-vest a județului Sibiu, la confluența râurilor Târnava Mare cu Visa. Traversat de DN14, este situat la 43 de kilometri de reședința de județ. Localitatea se învecinează la nord cu comuna și stațiunea Bazna, la nord-est cu comuna Târnava și municipiul Mediaș, la est cu comuna Valea Viilor, la sud cu comuna Accente Sever, iar la vest cu comuna Mică Sasa. Ce pot spune despre un oraș despre care pare că s-a spus tot? Mai ales când simțul nostru istoric este atrofiat. Ochiul modern vede doar rămășițele unei industrii dezastruoase și ruinele care au catalogat orașul Copșa Mică drept unul fără de scăpare. Puține lucruri ne povestesc despre cei 600 de ani în care Copșa Mică era o așezare la fel de frumoasă ca oricare alta din zonă. Copșa Mică este atestată din punct de vedere istoric în anul 1700. Cu toate acestea, o prima atestare documentară datează de la începutul secolului al XV-lea. Așezarea apare inițial sub denumirea de Parva Cabaz în anul 1402. În anul 1415, localitatea apare sub denumirea de Copș Minor, în 1429 Chiș Copuș, 1733 Moghior Copuș, 1750 Copșe, iar 1850 Klein Copișe, Copșa Mică. Satele din jurul Copșei, Accente Sever, Târnava, Târnăvioara, Valea Viilor, aparțineau unui domeniu administrativ din cadrul Mediașului. În secolul XIV, acest scaun obține autonomie față de regatul Ungariei, autonomie întărită de Matei Corvin în 1476, printr-o diplomă numită Universitas Saxonum. Privilegiile acordate acestei populații sătești s-au extins și asupra celei din Copșa. Documentele vremii atestă că aici nu au existat țărani aserviți, ci liberi. Această libertate trebuia răsplătită prin asigurarea pazei drumului comercial dintre Alba Iulia Dumbrăveni-Sighișoara, care era o arteră principală din estul Transilvaniei. În secolul al XVII-lea, reforma principilor din Ardeal a produs schimbări ale religiei locuitorilor, majoritatea devenind luterani. Atestarea populației românești se face la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în analele Bisericii Romano-Catolice, amintindu-se de apariția unui număr de 12-15 familii de ortodoxi. În anul 1961, localitatea a fost declarată oraș. Țica Martin ne relatează despre părțile nescrise ale istoriei Copșei Mici. Am trăit aici în satul acesta. Aici am crescut, aici am muncit. Copșa nu a fost chiar așa de aruncat. Deci era un punct strategic. O cetate mică unde se făcea vama, produselor. Vine poștalionul de la Sighișoara sau de la Mediaș, se oprea în Copșa, schimba cai, dacă avea ceva secret de transportat sau ceva, străbunicii mei și alții mergea și însoțea poștalionul respectiv. O povestit, bunicul meu a avut o bucată de pădure acum unde sunt sondele de gaz și acum se spune la zona aceea Țicosolostuio. Deci fugăritul Țica. Pentru că acolo era un drum principal a haiducilor care făcea negoți și comerț cu cei din Făgărașcă și acolo erau gașcă din ăsta de... și ceilalți care se ducea până în Secuime. Și în zona aia unde avea porțiunea de pădure, acolo era
calea când ducea animalele, cai furați din târguri sau ceva și pe acolo. Și bătrânul era odată, făcea lemne pentru vară și chiar atunci a vânt o cirea de vită din ăsta și haiducii l-au fugărit-o. Săracul bătrân nu a putut să iei hainele de pe el și numai cu chiloți și a fugit în sat. Și de atunci oamenii, de ce ai fugit? Și apoi eu zis că uite că m-a fugărit de acolo. De atunci a rămas numele, de acolo a rămas numele de Țicosolo, spui eu. În jurul anului 1935 apar primele semne ale industrializării localității. Amenajarea căilor de comunicație, atât a șoselelor cât și a căilor ferate, determină o dezvoltare mai pronunțată a localității. Între 1850 și 1867 se construiește drumul național Sibiu-Sighișoara, Brașov-Blaj-Copșa. Localitatea devine astfel un nod feroviar important. Dezvoltarea ulterioară se datorează descoperirii și exploatării gazului metan. Prima sondă ia ființă în 1913, iar lucrările se întrerup din cauza izbucnirii primului război mondial. În câmpia Ardealului, emanațiile de gaz metan se cunosc încă din vechime. În 1925 se înființează prima societate de gaz metan numită Sonametan. S-a înființat în anul 1935 prima fabrică de negru de fum numită Canale numărul 1. Negru de fum se obținea din antracet, era un produs petrolier. În acea perioadă povesteau bătrânii că nu exista negru și datorită faptului că producția trebuia mărită după perioada comunistă, bineînțeles că negru de fum n-a mai putut fi captat, s-a scăpat de sub control, producția trebuia să fie mult mai mare tot timpul, fapt pentru care a început poluarea în oraș. Copșa Mică este centru industrial al județului Sibiu și deține caracteristici economice favorabile dezvoltării investiționale, amplificate și de stabilirea în zonă a unor firme multinaționale. Bună ziua, mă numesc Adrian Chiș, sunt directorul punctului de lucru de la Copșa. Suntem Rebat Copșa Mică, punct de lucru Rombat, producătorul de baterii autohton. Obiectul nostru de activitate reprezintă recircularea bateriilor deșeu. Funcționăm de 3 ani de zile, îndeplinim condițiile de mediu, este o fabrică modernă, la standarde. Mă numesc Borbelana, sunt șefă de schimb la secția Padartai Copșa Mică. Ne ocupăm cu producția de cabluri electrice pentru mașini. Avem sediu de 2 luni la Copșa Mică, începând cu luna mai. Momentan avem 60 de angajați pentru Copșa Mică. Urmează să se promoveze un al treilea schimb, încă vreo 30 de persoane aproximativ. Credința în Dumnezeu este cea care i-a făcut pe cei aproape 5.000 de copșeni să rămână aici. În oraș conviețuiesc creștini ortodoxi alături de romano-catolici, luterani și alți credincioși. De curând s-a început construcția unei noi biserici ortodoxe. Sunt părintele Cândea Teodor și sunt preot paroh în parohia Copșa Mică 1. Arată din exterior și noi și simțim lucrul acesta într-adevăr că există o mișcare ecumenică la nivel local. Ne invităm reciproc și răspundem cu multă frățietate, cu multă iubire creștină. Legat de comunitatea pe care o păstoresc și de credincioșii pe care îi păstoresc, nu pot să am decât cuvinte de laudă, pentru că am ajuns să cunosc niște oameni minunați. Sperăm că și, ca și de acum înainte, așa cum numărul lor a sporit de la 1864 până ziua de astăzi, așa să fie și de acum înainte și numai să sporească numărul lor ca membri ai bisericii, ci și de participanți efectiv la Sfintele Slujbe și la tot ceea ce biserica ne cheamă pe fiecare dintre noi.
Sunt preotul Idu Dumitru, de la Copșa Mică, protopăgatul Medeaș, Arhiepiscopia Sibiului. Relațiile noastre a preoților de pe raza orașului Copșa Mică, suntem doi preoți ortodoxi, un preot evanghelic și un preot romano-catolic. Relațiile dintre noi sunt foarte bune, ne înțelegem foarte bine. Comunitatea din Copșa Mică este o comunitate foarte bună, avem foarte buni credincioși, frecventează des biserica, în duminici, în sărbători și chiar la slujbele din timpul săptămânii. Deocamdată, din 2000 de când s-a înființat parohia Copșa Mică 2, încercăm ca să ne organizăm, încercăm ca să ne strângem în jurul bisericii, încercăm ca să ne cunoaștem mai bine. Orașul Copșa Mică a fost el într-adevăr poluat până în acești ani. După aceea situația s-a schimbat. Este mai multă curățenie, este mai multă ordine, se tinde ca orașul să fie tot mai frumos, tot mai înfloritor. Numele meu este Gana Corneliu, sunt preot paroc la parohia ortodoxă Târnăvioara, protopopiatul Mediaș. Parohia Târnăvioara își are o bârșă, aproape se pierde în negura timpurilor, aproape pe la câteva sute de ani în urmă. Pe la anul 1863-64, un oarecare primar, Wagner Mihail, a insistat și împreună cu comunitatea săsească de acolo, s-au gândit să le ofere românilor șansa de a sta la aproape, deci chiar la șosea. Cum ziceau ei, le dăm un teren bun în vatra comunei, unde să-și construiască o biserică. După Revoluție, parohia și-a recăpătat o altă destinație, adică în sensul că oamenii au început să devină altfel. Erau închistați la început, pentru că toate problemele acelea de pe vremea comuniștilor le transmitea un fel de furori, adică erau mai puțin optimiști în a vedea lucrurile care se meargă la pas, cum au trăit ei o perioadă înainte de comuniști. Anul trecut însă am refăcut și turnul care este de formă pătrată. Acolo se găsesc două clopote de bronz, unul mai mic, unul mai mare. Ele au fost cumpărate de pe vremea când a fost construită biserica, deci din vremea construirii ei, din 1886. Mă numesc Tomaș Ianuș, sunt preotul evanghelic din Copșa Mică, a comunității evanghelice luterane din Copșa Mică, enoriași care au limba maternă maghiară. În spatele meu vedeți biserica noastră, după părerea mea cea frumoasă. Această comunitate, după vremurile acelea care au fost mai triste, în 1600, în anii 1600, deja era o comunitate foarte mare, prosperă. În anii 1200, deci în secolul al XIII-lea, deja s-a construit aici un turt, o mică capelă, care proteja drumul comercial dintre Sighișoara și Sibiu. Acum sper că încet, încet, oamenii înțeleg că este Dumnezeu și luni, și marți, și duminică și trebuie să avem vederea către El și luni, și marți, și duminică. Mă numesc Varga Vințe, sunt preot romano-catolic din Copșa Mică. În anul 1779, catolicii care s-au întors la religia romano-catolică din religia luterană au construit biserica aceasta. Biserica a fost supusă unor reparații între anii 1981-1984. La 1 decembrie 2004
a venit arhiepiscopul dr. Iacob Inighergi și în prezența preoților care au fost adunați aici, a fost resfințit biserica. În 1779, catolicii își construiesc o biserică proprie și începând de atunci există parohie catolică în Copșa Mică. În zile de sărbătoare și duminică vin în jur de 40-50 de enoriași. Hramul bisericii, cum se vede și din icoana respectivă, este înălțarea Domnului. În timpul acesta, din 1781, au fost preoți aici 31 de preoți în total. Orga a fost renovat, după cum am văzut eu, în două ori, la începutul anului 1940 și după aceea în 1980, cam așa. Istoria Copșei Mici este scrisă în principal de oamenii care locuiesc aici. Doi dintre aceștia au construit un blog care notează evenimentele importante din oraș. Numele meu este Ovidiu Dărămuș. Numele meu este David Alexandru. Am 17 ani. Am 16 ani și sunt din localitatea Copșa Mică. Ideea cu blogul a venit într-o zi când navigam pe internet și doi băieți aveau de gând să facă un proiect care să cuprindă mai multe bloguri de oraș din întreaga țară și ne-am gândit că ar prinde bine un blog și în zona noastră. Ce înseamnă blogul Copșalului? E un blog care îl caracterizează pe Copșalul în general sau e chiar părerea voastră ca și Copșalului? Da, îl caracterizează. Sunt pe el foarte multe informații de zi de zi despre ce se întâmplă în oraș. Mai mult de atât este blogul unui copșan care vrea să facă ceva în bine pentru acest oraș. Motoul era să arătăm întregii lumi părțile bune, părțile pozitive ale orașului. Și are? Da. Are mai ales din cauza faptului că primăria lucrează la îmbunătățirea imaginii orașului. Și cam câți vizitatori? În medie 30-40 pe zi. Au fost și zile mai bune, au fost și zile în care am trecut de 50 spre 70, 80, 100 chiar, și zile mai proaste, dar cam asta e media. Cel mai bun blog colectiv de obținutdecopșanu.com merită aplauzele noastre. Preocuparea administrației pentru implementarea unor proiecte sociale în zonă se reflectă și asupra situației romilor din Târnăvioara. Ne aflăm așadar în cartierul Târnăvioara din orașul Copșa Mică, cartier în care locuiește o comunitate de romi, o comunitate compactă, care nu până de mult ducea o viață după propriile reguli, cu tradițiile lor, cu ocupațiile lor tradiționale. Starea acestei comunități, starea socioeconomică este destul de precară. Gradul de sărăcie este, din păcate, destul de pronunțat, dar mai ales după 2004, când viziunea noii conducere a orașului a cunoscut o deschidere față de această problemă, s-a ajuns ca și acest cartier, această comunitate să fie luată în seamă și avem în prezent depus un proiect. Ne-am gândit că să-i ajutăm să-și dobândească niște meserii ca pe urmă să poată se angajeze, să găsească de lucru, să ajute pe ei înșiși în continuare. Cultura și activitățile sportive sunt întreținute prin organizarea unor concursuri precum Campionatul Național de Motocross. Organizat anual, competiția națională de motocross face parte din calendarul național al Federației Române de Motociclism.
Speranța regăsită la Copșa Mică este un efect al uniunii comunității. În ultimii ani, administrația locală, alături de locuitori, a inițiat și dezvoltat diverse servicii comunitare, printre care SMURD, Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare Copșa Mică, ce a fost înființat în anul 2005 la inițiativa primarului orașului Copșa Mică, în urma unui protocol încheiat între primăriile din vecinătatea orașului Copșa Mică. Obiectivul principal al acestui serviciu îl reprezintă apărarea vieții, bunurilor materiale și mediului, intervenții împotriva incendiilor și dezastrelor. Suntem relativ departe de sediu. Poliția comunitară, compartiment în cadrul primăriei, care numără 5 agenți comunitari. Compartimentul este dotat cu o mașină de intervenție și echipamente specifice. Activitatea specifică se realizează în interesul persoanei, al comunității, al asigurării pazei și protecției obiectivelor de interes public local și privat, precum și în sprijinul instituțiilor statului. Serviciile comunitare oferite la Copșa Mică s-au diversificat în ultimul timp. Cetățenilor li se poate oferi ajutorul prin intermediul unor servicii precum centrul de sprijin la domiciliu pentru vârstnici și biroul de consiliere pentru cetățeni. Pe agenda administrației se află programe prin care se intenționează schimbarea imaginii orașului. Se lucrează la repararea acoperișurilor blocurilor, zugrăvirea fațadelor, implementarea programelor de ecologizare, și reamenajarea pieței. La Copșa Mică funcționează, fiind perpetuum modernizate, instituții de învățământ cum sunt. Grădinița cu program normal Copșa Mică, școala generală cu clasele 1-8, grupul școlar Nicolae Teclu Copșa Mică și clubul elevilor din Copșa Mică. Copiii, împreună cu profesorii îndrumători de la clubul elevilor din Copșa Mică, au obținut rezultate remarcabile la concursurile naționale de teatru, inclusiv premiul întâi.
Copiii au șansa, începând cu acest an, să descopere și ulterior să aprofundeze tainele radiofoniei, luând parte la programele emise de Radio Media, postul local de radio al liceului. Parcurile și locurile de joacă sunt un alt punct de interes. Printre lucrările de anvergură se numără și amenajarea barajului, a zonelor pietonale și a fântânii arteziene. De curând s-a instalat o stație de monitorizare a aerului, situată aproape de centrul orașului. Pe site-ul primăriei se afișează constant indici, grafice și măsurători realizate la stație. Cercetașii Copșa Mică dau un bun exemplu de fiecare dată când organizează ieșiri în aer liber sau acțiuni de ecologizare a zonei. Legăturile sociale ale orașului nu se rezumă la granițele României. Pe parcursul vremii s-a realizat înfrățirea cu orașul francez L'Ermitage, fapt care înlesnește organizarea unor programe de schimburi de experiență. În decursul unui an, la Copșa Mică, se organizează activități festive, precum Balul Recoltei, organizat anual, în fiecare toamnă. În Biserica Ortodoxă Română, Sărbătoarea Înălțării Domnului, 17 mai, este și ziua dedicată pomenirii eroilor neamului. Printr-o festivitate numită Nunta de Argint, sunt felicitați și sărbătoriți cei care și-au legat destinele mai mult de 30 de ani. În fiecare an, în apropierea sărbătorilor de iarnă, se organizează și Orășelul Copiilor. Paștele, una dintre cele mai importante sărbători creștine, înseamnă pentru Copșa Mică și organizarea târgului de ouă de Paști. Sub încântătoare focuri de artificii, oamenii se adună în fața primăriei pentru a întâmpina împreună anul nou.
În 7 ianuarie se sărbătoresc ziua Sfântului Ioan Botezătorul și, după tradiție, ziua Ionilor. Recunoscut drept cel mai mare dintre profeți, Ioan Botezătorul este văzut ca un deschizător de drumuri, cel care stă la granița dintre cer și pământ și unește Vechiul și Noul Testament. La bază! Trăiască Ionii de jos, așa de nu-și lumea bea, da? Domnul Vite, ieși din cadru! Copșa oamenii după un timp s-au saturat și fumigina nu mai s-a aștenut pe cas, pe căs, pe tot, peste tot, ci și în sufletele lor. Totuși s-a schimbat înfățișarea satului și orașului, putem să spunem că s-a deschis culoarea zonei. Zăpada acum, într-adevăr, este alb și nu este negru. Acum au speranța că totuși copiilor o să aibă un trai mai bun și mai fericit. Perspectiva Copșei Mici, de acum încolo, datorită dezastrului produs de Carbosin și Sometra, se poate face. Eu totuși cred în această comunitate că va rezista mai mult, ba mai mult decât atâta, își va găsi un alt mod de trai. Susțin cu tărie că orașul meu este frumos. Câteodată e bine să vedem părțile cele mai întunecate, pentru că poate că învățăm din aceste lucruri ca să nu se mai întâmple și ca să facem ziua de mâine în așa fel încât să avem, nu numai pentru noi, ci și pentru generațiile următoare, o viață mai bună și mai verde. S-a văzut că se poate îmbunătăți Copșa, dar pentru asta este nevoie de potențial uman, este nevoie de oameni care să pună și ei umărul, să participe și ei la proiecte, să încerce să vadă și ei partea pozitivă a orașului. Astăzi, ni se descoperă o Copșa Mică în reconstrucție, un oraș ce vrea să-și schimbe destinul, un oraș ce își respectă educația, un oraș al contrastelor, un oraș în care jocul sfidează poluarea, un oraș ce își păstrează tradițiile. Aici, oamenii au ales să lupte pentru dreptul la o viață mai bună într-un oraș cu poluare istorică. Ambiția acestora este de a face din Copșa Mică un exemplu, un oraș de renume și, de ce nu, un brand. Poate că 5 ani de reconstrucție nu-i sunt de ajuns Copșei Mici și poate că internetul, zvonurile și prejudecățile ne fac să ocolim orașul negru al Europei. Însă oamenii care își duc zilele aici vor dovedi că orașul negru nu e chiar atât de negru.